Așa cum am promis, prezentăm și cărticele pentru copilași mai mari, pentru copii între 8 și 12 ani, o cărticică de exerciții de scriere creativă, un număr de 642 de exerciții, ca să înțelegem. Se scrie direct pe cărticică, avem spații lăsate în dreptul fiecărui exercițiu. Ce îți place cel mai mult la înotimpul primăvara? Descrie cum este să alergi cât te țin picioarele. Dacă familia ta ar avea un motto, care ar fi acesta? Mi-e frică de... Dar avem și lucruri mai interesante, subiecte mai ciudate puțin. Dacă ar trebui să renunți la toate hainele din dulap, cu excepția a trei articole, ce ai păstra și de ce? Ești o periuță de dinți. Descrie cum este să speli dinții din punctul tău de vedere. Într-o zi îți crește coada. La ce o folosești? Descrie fructul tău preferat folosind numai comparații și metafore. Ce gust are? Ce miros? Cum te simți când îl mănânci? Subiectele sunt foarte interesante, precum ați văzut. Ce preferi să fii? Un mare cântăreț sau un mare dansator? Dacă ai fi pe mare și ai observa ceva pe cale să explodeze, ce ai face? Vă las pe voi să descoperiți această cărticică și sper că veți reuși să rezolvați toate cele 642 de exerciții de scriere creativă. Să aveți spor! La revedere și vă mai așteptăm pe comorile Elisabetei cu multe, multe alte surprize. O zi frumoasă vă dorim! La revedere!